În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, pentru că în două dintre cuvântările din vremea acestui mare praznic al nașterii Domnului am abordat tema viselor, m-am decis să mai fac încă o incursiune în această lume, transformând dipticul într-un triptic. Așa cum deja am subliniat, în visele omului se pot imixtiona, se pot manifesta forțe, lucrări de dincolo de lumea aceasta, unele din sfera binelui, altele din sfera răului. Un apropiat al mitropolitului Antonie de Suroj relatează următoarele. A mers cu el la un spital privat din Londra, la control. L-am așteptat și când a ieșit l-am întrebat ce i-au spus doctorii. Mi-a răspuns, știi, mi-au zis că am o șansă destul de mare, că putem scoate tumoarea, că putem opri procesul la stadiul în care se află acum. Trebuie să amintesc în paranteză că acest mitropolit Antonie de Suroj a fost în tinerețea lui doctor chirurg cu doctoratul la Sorbona. Deci avea cunoștințe medicale, era în temă. Deci doctorii mi-au dat o șansă mare să scoatem tumoarea. Eu m-am înveselit, o, vești bune, așa sunt de bucuros că aud aceasta. Dar mitropolitul a zis, se înșală. Atunci eu l-am întrebat, bine, dar de unde știți, cum puteți ști că se înșală? Totuși știința a avansat, totuși au niște aparate deosebite. Cam în duhul acesta i-am vorbit atunci, dar el mi-a răspuns. Pentru că noaptea trecută am avut un vis. Mi s-a arătat bunica mea, care ținea în mâini un calendar. Paginile calendarului se dădeau una după alta, din ce în ce mai încet, până când s-a oprit la ziua de 4 august. Apoi a adăugat cu certitudine, așa cum făcea atunci când spunea un lucru despre care era convins. Voi muri pe data de 4 august. Așa s-a și întâmplat. Deci deducem de aici că bunica fusese o femeie foarte credincioasă și că linițiase în credință, că legătura dintre ei nu era doar de sânge, ci era și de duh. Există o legătură tainică între bunici și nepoți, chiar și după ce bunicii au plecat din lumea aceasta, mai ales că adesea bunicii transmit credința sau duhul credinței nepoților într-un mod pe care doar Dumnezeu îl poate pricepe. Să mai remarcăm și faptul invers, dacă o persoană n-a dus o viață creștinească și se află în lumea de dincolo într-un loc bun prin judecățile neștiute ale lui Dumnezeu, ea se poate arăta în vis unor rudenii ale sale în acea stare, iertați-mă, și se află în lumea dincolo într-un loc rău, deci o persoană n-a dus o viață duhovnicească în această viață și se află într-un loc rău în lumea de dincolo. Prin judecățile neștiute ale lui Dumnezeu, ea se poate arăta în vis unor rudenii în acea stare jalnică, cerând astfel, în mod direct sau indirect, ca acelea să facă pentru ea slujbe, milostenii, să o pomenească la rugăciune. Adesea astfel de oameni se arată îmbrăcați în haine zdrențuite, cu chipuri chinuite, întunecate. Prin urmare, dacă un bunic cu viață evlavioasă sau neevlavioasă se poate arăta în vis, cu atât mai mult un înger sau un sfânt, fie el chiar în această viață. Iată o întâmplare din viața unui sfânt al secolului 20, Nicolae Planas. Acesta era un preot celibatar în Atena. Și iată o relatare. Femeia unui cunoscut negustor din Atena s-a îmbolnăvit. Ea avea o verișoară bogată, numită Elena Vlahu, care a venit din Egipt ca să o cerceteze pe cea bolnavă. Începând să discute între ele, Elena îi spuse bolnavei, să trimiți, să cheme aici pe părintele Nicolae ca să-și citească o rugăciune pentru sănătate. Fica bolnavei era o fată lumească, ea punea preț mult pe înfățișoara exterioară, pe ținută, pe vestimentație, purtată cu bun gust. Părintele Nicolae însă
datorită faptului că nu era interesat de astfel de lucruri și datorită faptului că el liturghisea zilnic în fum de lumânări, slujea în biserici izolate și prăfuite, se păta cu un de lemn de la candele sau cu ceară de la lumânări, firește că el nu putea să aibă o ținută după standardele fiicei acelei femei bogate. Desigur, el era curat, dar nu așa cum îl voia domnișoara. Atunci fata îi spuse mătușii sale, auzind discuția: mătușa mea cea bună, să aducem aici un preot mai scuturat de pe la bisericile mai mari, nu pe acesta plin de praf și cu hainele pătate. În noaptea următoare, în vis, fata îl vede pe părintele Nicolae îmbrăcat cu veșminte aurite și acesta îi spune: oare acum îți plac, fiica mea? Fata s-a sculat înspăimântată și, trimițând să o cheme în grabă pe mătușa ei, a rugat să se îngrijească să-l aducă cât mai repede pe părintele Nicolae. Aceea a chemat-o pe ofina sa și i-a spus: du-te repede și cheamă-l pe părintele Nicolae din partea mea să vină la noi după ce se va termina liturghia. Fata l-a luat pe acea fină, l-a luat pe părintele Nicolae și l-a dus acasă la bolnavă. Pe când urcau scările, a coborât fata bolnavei ca să-l întâmpine pe părintele cu mare evlavie de data aceasta. Iar el, atunci când aceea s-a plecat să-i sărute mâna, i-a zis: oare ți-am plăcut, fiica mea, așa cum ai văzut? Emoție și uimire mare au cuprins-o. Niciodată nu se așteptase la o astfel de mostrare a deșertăciunii ei. Adică a înțeles că părintele venise el în visul ei și acum îi spusese ceea ce se întâmplase noaptea. Adică în vis nu fusese altceva, nu fusese un altcineva acolo. El fusese în vis și el tot el acum a luat-o peste picior și a zis: ți-am plăcut, fiica mea, așa cum ai văzut în veșminte aurite, după standardele tale vestimentare? Părintele Constantin Coman, îngrijindu-se să publice scrierile părintelui Petroniu Tănase de la Prodromu, mărturisește: în însemnările sale am descoperit un capitol intitulat Visuri, în care, exact cum spune titlul, părintele Petroniu consemnează vise pe care le-a avut într-o perioadă de timp foarte lungă, din 1949 până în 1989, deci vreme de 40 de ani. Am ezitat la început să publicăm aceste vise, deoarece opinia generală este potrivnică creditării și, prin urmare, publicării viselor. Ne-a convins stăruința părintului Petroniu de a și le consemna. Nu sunt multe, dar acoperă această perioadă de 40 de ani. Părintele a fost preocupat, mai mult sau mai puțin, aproape toată viața, de consemnarea anumitor visuri. Evident că nu a consemnat tot ceea ce a visat, adică aceste visuri omenești, prea omenești, ci numai anumite visuri cărora le-a acordat o însemnătate anume și o erminie, o interpretare specială, din moment ce le-a reținut și le-a consemnat. Adică a consemnat doar acele visuri în care a realizat că s-a manifestat ceva de dincolo de el, de mintea lui, de subconștientul și imaginarul său. Iată-ne deci în fața unei atitudini personale concrete față de visuri a unuia dintre cei mai mari și mai smeriți și discreți duhovnici români ai vremurilor noastre. Faptul că sfinția sa își consemnează visurile este un semn evident că el le acordă o anume importanță, au o anumită semnificație pentru el. În plus, unele dintre ele beneficiază și de erminii interesante, fapt care ne trimite la ideea că părintele Petroniu le acorda statutul de semne dumnezeiești, cel puțin unora dintre ele. Iată, de exemplu, pe data de 19 aprilie 1960, iată ce scrie: prima zi de Paști la Broșteni, el încă nu plecase atunci în Sfântul Munte, prima zi de Paști la Broșteni, după masa de seară, mă întind pe pat și ațipesc. Parcă m-am trezit și în chilie e întuneric beznă, candela se stinsese. Mă ridic să aprind lumina. Întorc întrerupătorul electric de 2-3 ori, dar nu se aprinde.
Nu-i lumină în seara aceasta, îmi zic. Aveam însă senzația că două mâini puternice îmi țin ochii ca să nu văd. Mă duc spre candelă cu aceea senzație. Aprind câteva chibrituri, dar când să aprind candela, se sting, căci în chilie sufla un vânt foarte tare și le stingea. Vedeți cât nu-i place diavolului să ai candela aprinsă. Deci, dar în chilie sufla un vânt foarte tare și le stingea totuși. Totuși, în scăpărarea unui chibrit, văd pe lada de la icoane o pisică neagră. Diavolului îi place să se arate în fel și fel de chipuri în care să înfricoșeze pe oameni. Vedeți, în popor există această superstiție cu pisica neagră. Deci, la scăpărarea unui chibrit, văd totuși pe lada de la icoane o pisică neagră. Îi dau un pumn și o arunc jos. Era clar că aceea era o întruchipare a unui demon. Dar iată, Părintele Petronio nu avea frică, da? Nu s-a speriat de ea, nu s-a înfricoșat, ci i-a zis, i-am dat un pumn și am aruncat-o jos. Mâinile de la ochi mă strângeau tot mai tare, deci în chilie se pare că erau mai mulți demoni. Mâinile de la ochi mă strângeau tot mai tare, încep să zic cu frică, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Adică erau, acei demoni erau de puteri diferite. Pe cel care se înfățișase ca pisică neagră, îl executase imediat. Dar iată, acesta era mult mai puternic. Avea deja un fior, că acolo în chilie se află cineva de o putere mai mare. Deci, mâinile la ochi mă strângeau tot mai tare. Încep să zic cu frică, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Și mi se pare că începe să se lumineze puțin. Vedeți, de aceea diavolul se și numește întunericitul. Acolo unde apar demoni, se întunecă atmosfera de acolo. Deci iată cum am început să zic, Doamne Iisuse, mi se pare că începe să se lumineze puțin. Apuc mâinile care îmi țineau ochii, le trag în jos și încep să le mușc cu gura. Deci iată, se luptă cu demonul, nu e frică de el. Rugăciunea îl ajută să se debaraseze. Deci apuc mâinile care îmi țin ochii, le trag în jos și încep să le mușc cu gura și izbutesc să le desprind de la față. Văd că în spatele meu se află cineva pe care îl apuc și îl trântesc. Deci iată din nou, Părintele Petronie era un om care avea putere duhovnicească. Începe să se vadă bine, deci iată în chilie se luminează tot mai mult. Eram într-o daie mare, luminoasă, un chec pe jos, cineva zăcea la pământ, cu fața în jos era gol, dar nu-i vedeam decât spatele și ceafa. M-am trezit. Era în amurg și candela ardea frumos la icoane. Am aprins lumina electrică. Vedeți, în general, cum am spus și într-un cuvânt anterior, bărbații uită imediat visele obișnuite. Când se trezesc dimineața, în general, nu-și mai amintesc nimic, spre deosebire de femei. Faptul că părintele și-l amintește acest vis în amănunt, faptul că a început să-i se facă frică și lupta pe care a dat-o, converg la o concluzie, anume că el a fost vizitat în somn de un duh rău. Cum am spus și cu alte dăți, duhurile acestea sunt lașe și viclene. Ele te atacă atunci când ești mai slab, adică în somn, când cauți să te odihnești, când puterile tale se relaxează, când nu mai ai trezvie, dar diavolii sunt fără scrupule. Iată un alt vis. În jurnal e scris spre duminică, 21 ianuarie 1973. Mă aflam parcă în casă la Alexandru Mironescu. Alexandru Mironescu a fost un savant isihast, care a făcut parte din grupul acela rugul aprins de la mănăstirea Antim. Era un om de o înaltă ținută și intelectuală, dar și duhovnicească. Deci mă aflam parcă în casa lui Alexandru Mironescu în București. Era în ziua de Paști. Atmosferă de sărbătoare. Doamna Mironescu se grija de ospeție. Între invitați, Părintele Benedict Ghiuș, un mare isihast, Daniel Sandu Tudor, alt mare isihast, Părintele Sofian, altul, și domnul Todirașcu. Eu mă aflam alături de domnul Mironescu pe o canapea și îl avea pe genunchi un album mare. Îl răsfoia și mi-arăta fotografiile dinăuntru. Duminică seara, la stăreție, povestesc între altele și visul, la care domnul Vâlsan, deci la stăreție, la mănăstirea unde se afla el. Deci duminică seara la stăreție, povestesc între altele și visul, la care domnul Vâlsan de față adaugă.
sigur a murit domnul Mironescu, adică așa a interpretat visul. Faptul că el a ținut minte visul, că l-a impresionat și că a putut să-l povestească, în amănunte, i-a dat o sugestie acestui domn Vulsan, care a zis, sigur l-ai visat pentru că a murit. Marți 23 ianuarie, părintele Valerian, care aseară sosise de la București, îmi spune, azi a fost înmormântarea domnului Mironescu, a murit. Pe urmă am aflat precis că murise tocmai la data visului de mai sus, sâmbătă spre duminică 21 ianuarie. Deci, iată, vedeți, din nou, prin vis, uneori ni se transmit semnale care, pe moment, poate sunt greu recunoscibile, greu de interpretat, dar ele sunt reale. Un alt vis în care s-a manifestat ceva de dincolo de el, în care a avut loc o comunicare transcenzând spațiul și timpul. Între însemnările soției domnului Neagoe Basarab al țării românești, de Spina, ulterior monahia Platonida, se află și aceasta. După moartea măriei sale, Neagoe Basarab, Teodosie, fiul lui, Teodosie a urcat pe tronul țării românești și avându-l pe jupânul Preda, fratele domnului Neagoe de-a dreapta, ca împreună cârmuitor, căci coconul avea numai 16 ani și nu putea fi încă domn de plin. Din toate părțile s-au ridicat însă grabnic asupra noastră norii ispitelor și ai necazurilor. Tot timpul sunt unii care râvnesc să ocupă locurile de sus. În afară era multă strâmtorare și chin. La câteva zile după moartea domnului, cetatea Belgradului fusese cucerită de turci. Apoi căzuse și Budapesta, iar în anii ce au urmat, armata sultanului Suleiman a ajuns până la porțile Vienei. În țară s-a făcut mare dezbinare între jupâni. Veșnicii potrivnici ai măriei sale, boieri din părțile Buzăului, s-au răsculat asupra jupânului Preda și a domnului Teodosie. Eu, dinpreună cu domnițele Stanca și Rusandra, fiicele ei, am fost nevoite să ne retragem la Sibiu, sub protecția regiului ungar, care nu uitase sprijinul cel dăduse Neagoe ungurilor în războiul cu turcii. Boierii buzoieni au adus la Târgoviște pe Vlad și au vrut să-l pună domn. Au venit cu oaste și au întins o cursă jupânului Preda, ucigându-l mișelește. La scurt timp a ajuns în Muntenia și Mehmed Bey cu oastea sa și l-a înconjurat pe Vlad și l-a biruit. Pe urmă, Mehmed l-a luat pe domnul Teodosie cu dânsul și au plecat peste Dunăre, la Țarigrad, la Constantinopol, ca să capete firman de domnie de la sultan. În ultima scrisoare pe care am primit-o la Sibiu, în primăvara anului 1522, Teodosie îmi spunea așa, cinstita și iubita mea mamă, ascultând porunca sultanului, m-am grăbit a merge la Constantinopole pentru a lua din mâinile sale firmanul de domnie și a potoli astfel răzmerițele și neorânduiala. Roagă-te pentru mine, căci nu știu pe ce cale voi merge, ori mă voi întoarce. Nădejdea mea este numai la Dumnezeu. Îți sărut dreapta și îți cer binecuvântarea. Teodosie Basarab, domn al țării românești. Și doamna Platonida continuă, n-am știut niciodată ce s-a întâmplat mai apoi. Am așteptat cu sufletul răpus de îngrijorare vești de la domnul Teodosie, zile și zile la rând. Inima mi-era arsă de îndoieli și gânduri. Apoi, într-o noapte, am ațipit puțintel și m-am trezit înfricoșată. Visasem că turnul mănăstirii Argeș se prăbușise la pământ și că tot locul acela prea frumos se umpluse de ruine și de colbi. Atunci am înțeles că ceva înfricoșător i s-a întâmplat domnului Teodosie. Peste câteva zile mi-a venit scrisoare de la Mehmed Bey, în care îmi spunea că preiubitul meu fiu a murit la Țarigrad de boala tatălui său. Însă eu știam prea bine că Teodosie plecase sănătos, fără semnele vreunei boli. Am căzut sfâșiată de durere. Cuvintele nu mi-ajung să pot scrie ce a fost în inima mea. Paharul durerilor nu avea fund și eu trebuia să-l sorb până la capăt. Așadar, mama domnitorului a interpretat corect visul din care se trezise înfricoșată, vis care îi transmisese codificat simbolic cea mai teribilă veste posibilă pentru o mamă. Sfântul Paisia Ghioritu își amintește,
Am cunoscut un suflet care nu fusese ajutat de oameni și de aceea îi se justifica ajutorul de la Dumnezeu, care i-a arătat ceva în vis ca să-l ajute. După aceea însă diavolul i-a adus gânduri. De vreme ce Dumnezeu te-a învrednicit să vezi această vedenie, se vede că cine știe te rânduiește pentru ceva mai înalt. Din clipa în care a crezut așa ceva, diavolul a început să-și facă treaba lui și îi făcea comandă. Vedeți, dacă primești un gând de la diavol ca fiind de la Dumnezeu sau ca fi al tău, el mai apoi lucrează în continuare, că a găsit o nișă prin care să intre în sufletul tău să te stăpânească. Și așa se întâmplă și în acest caz. Deci diavolul, din clipa în care el a crezut gândul care l-a dus, diavolul a început să-și facă treaba și își făcea comandă. Dar în cele din urmă, lui Dumnezeu s-a făcut iarăși milă de sufletul acela și a avut o altă vedenie și a auzit o voce spunându-i să-i scrii părintului Paisie toate vedenile care le-a avut, pentru că mai apoi diavolul i-a adusese vedenii ca să-l înșele. Deci venise diavolul în vis cu lucrările lui. Așadar, mai apoi Dumnezeu i-a dat o altă vedenie și a zis să-i scrii părintului Paisie toate vedenile ce le-a avut. Astfel mi-a scris o scrisoare cu toate vedenile pe care le-a avut. Ispititorul îl zăpăcise. Într-adevăr avea vedenii, dar toate erau ale diavolului. Sfântul Paisie, cu darul discernământului, pricepea foarte bine, plus experiența lui de noapte, eu spunea. Deci toate acele vedenii erau ale diavolului. Din toate vedenile pe care le-a văzut, numai prima și ultima au fost de la Dumnezeu. Ultima a îngăduit-o Dumnezeu ca să o aducă la socoteală, să o ajute pe acea persoană să se slobozească de înșelarea în care căzuse. În cele din urmă, sărmana acea persoană a ascultat ce am spus și a scăpat. Deci iată tocmai, dar vedeți de ce, că e pentru că acea persoană înainte fusese foarte necăjită, nimeni nu o ajutase în ceva. Sfântul Ioan Scăraru arată că cel ce tuturor vederilor și viselor nu le crede, este filozof duhovnicesc. În timp ce dracii slavei deșarte și ai mândriei pe cei slabi de minte, în vedenii și visuri îi fac proroci, le gâdilă mândria. Persoana despre care vorbea, Sfântul Paisie, făcea parte din ultima categorie, în timp ce Sfinții Părinți ai Bisericii, tocmai datorită primejdei înșelării prin vedenii și vise, nu primesc niciun fel de arătare decât după o foarte atentă verificare. Cât despre noi, cei slăbănoci și nepricepuți, e mult mai bine să le spunem duhovnicul la spovedanie și să le ignorăm pe toate. Amin.